Într-o recentă conferință de presă, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Giurgiu, colonel Daniel Rușanu, l-a prezentat pe cel care ocupă de puțin timp funcția de prim adjunct al unității, un tânăr cu expertiză în domeniul misiunilor internaționale. Acesta este un ofițer care și-a desfășurat activitatea la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, fiind foarte bine pregătit din punct de vedere profesional și, în ciuda vârstei relativ mici, în sensul tinereții, deja cu o bună expertiză în executarea misiunilor internaționale. Apreciez că sosirea acestuia va genera plus valoare în gestionarea misiunilor de ordine și siguranță publică și a celor de pază și protecție. Deși tânăr, are doar 30 de ani, capitan Mihai Diaconescu este animat de gânduri bune și vrea ca împreună cu colegul său, dar și cu colectivul din subordine, să obțină rezultate foarte bune, astfel încât cetățeanul în slujba căruia se află și jandarmeria să fie mulțumit. Doresc să mă alătui domnului colonel în actul managerial al unității și sunt sigur că vom face o treabă foarte bună în continuare, ca obiectiv creșterea, în primul rând, a siguranței cetățeanului pe stradă, desfășurarea activităților specifice în cele mai bune condiții. Așadar, la Inspectoratul Județean de Jandarmi Giurgiu, tinereța celor doi șefi se îmbină într-o armonie deplină cu profesionalismul și abilitățile dobândite atât în școala militară, cât și în activitatea ulterioară.